Hei, salutare tuturor! Eu sunt Alexandrina și în videoul de astăzi vreau să vă arăt cum îmi încep eu ziua. De ceva timp, pentru regenerarea organismului post-intervenție chirurgicală, am introdus în rutina zilnică acest cocktail cu foarte multe beneficii despre care vreau să vă vorbesc în continuare. Este o băutură ce are la bază semințele de in, se face foarte ușor și neapărat trebuie să știți și voi despre acest remediu. Semințele de in sunt ingredientul de bază în acest remediu și așa cum bine știți, acestea sunt foarte bogate în acizi grași omega-3, de fapt acid alfa-linoleic, omega-6, vitamina C, vitamina E și vitaminele din grupa B. Nemai vorbind de cantitatea mare de fibre solubile, proteine cu valoare biologică mare și o multitudine de substanțe minerale, precum fier, magneziu, calciu, fosfor, zinc, potasiu, aminoacizi, mucilagii și lignină. Lignina este un fitoestrogen care acționează ca un antioxidant. Deși semințele de in au foarte multe beneficii, există câteva contraindicații, în mod special pentru femeile însărcinate sau femeile care alăptează, persoanele care au obstrucție intestinală, de asemenea, atente trebuie să fie persoanele care iau pastile pentru hipertensiune, antibiotice, anticoncepționale, deoarece se știe că semințele de in, mucilagiul acestora, în mare parte, scade eficiența și asimilarea anumitor medicamente. Categoric, nu folosiți semințele de in în caz de sângerări și probleme hormonale sau probleme ale glandei tiroide. Pentru a beneficia de proprietățile lor la maxim, eu obișnuiesc să cumpăr semințele de in întregi și să le macin în condiții de casă. Le macin într-un blender în cantități mici pe care le păstrez la frigider și am grijă să le consum într-un timp foarte scurt. Am spus, semințele de in sunt ingredientul de bază, iar cel de-al doilea ingredient, dragile mele, sunt pomușoarele. Puteți folosi orice aveți la îndemână. Și aici, dragile mele, căpșune, zmeură, coacăză, mure, afine, cătină, merișor, se pot folosi atât în stare proaspătă vara, cât și congelate pe timp de iarnă. Referitor la cantitate și dozaj, trebuie să știți că una, două linguri mari de semințe de in este doza zilnică recomandată de specialiști. Dar, dragile mele, trebuie să țineți cont de următorul aspect. Dacă vă doriți să faceți un tratament, o cură cu semințe de in, începeți cu un vârf de linguriță mică și treptat măriți doza până la cele două linguri mari recomandate de specialiști. Ideea este să vă obișnuiți corpul încet cu semințele de in. Urmăriți orice reacție a corpului și ca idee puteți face cure a câte 10 zile cu un vârf de lingură, apoi o pauză 10 zile, după care iarăși începeți o altă cură mărind treptat doza, 3 pătrimi de linguriță mică și tot așa. Sper că ați înțeles firul logic. În ceea ce privește rețeta de astăzi, eu adaug o lingură mare de semințe de in măcinate și o mână mare de fructe. Băutura noastră este aproape gata, mai are nevoie de un singur ingredient secret, și anume un vârf de cuțit, dragile mele, de piper negru. Acest ingredient sporește la cote maxime asimilarea substanțelor active din acest cocktail. Referitor la durata curelor, trebuie să știți că există cure cu intervale diferite. Și anume, cure de 14 zile, 21, 30 și 45 de zile. Ideea este că curele lungi sunt recomandate preponderent în sezonul rece, iar curele scurte pentru anotimpurile calde. Și aici o mică remarcă, dragile mele, indiferent de durata curei, e obligatoriu de făcut o pauză de minim 10-14 zile între cure. Băutura obținută eu obișnuiesc să o consum dimineața, pe nemâncate, o beau încet, fără grabă, cu înghițituri mici. Și aici, foarte important, dragile mele, fiecare înghițitură se plimbă câteva secunde în
gura, astfel încât totul să se umecteze foarte, foarte bine cu propria salivă. Făcând acest lucru, procesul de absorpție și digestie sporește de nenumărate ori și începe chiar din cavitatea bucală. Și la final, o altă remarcă foarte importantă e că odată ce începeți astfel de cure, neapărat monitorizați cantitatea de apă consumată, deoarece semințele de in, pentru asimilare, au nevoie de un aport mai mare de apă și lichide. Fiți sănătoase, dragile mele, aveți grijă de voi și ne vedem curând! Să ne auzim de bine!